Salut! Suntem în data de 25 iulie. Afară este foarte, foarte cald. Sunt 34 de grade la umbră. Cu toate acestea trebuie să merg să culeg roșiile cele mai frumoase, din care voi reține semințele pentru la anul. Am să culeg din roșii pentru că păsările le mănâncă în continuare. Lipsa hranei în natură determină păsările să vină să mănânce roșiile. Asta este situația și ele trebuie să trăiască, dar și eu trebuie să-mi asigur semințele pentru cultura de la anul. Așa că mă schimb și merg în grădină. Haideți împreună cu mine în grădină să vedem cum ce roșii culegem și din care vom scoate semințele pentru la anul. Haideți la treabă! Am selectat câteva roșii din care voi extrage semințele. După cum se vede, pulpa este compactă, sunt cărnoase, arată foarte bine, din acestea voi extrage semințele pentru la anul. Am să cântăresc câteva pentru a vedea ce greutate au. Mai cântărim o dată. 580 de grame. de grame. 463. Deci roșiile selecționate pentru semințe au o medie de 500 de grame. Toate sunt foarte bune, așa că le voi păstra. Cu o linguriță scot semințele din pulpa roșii. Foarte ușor se scot folosindu-se de linguriță și de coada acestea. Sunt destul de puține semințe, dar suficiente pentru a obține răsaduri anul viitor.
Am pus semințele într-un borcan, pus apă de la chiuvetă, capacul și le agit. În felul acesta, semințele se curăță de pulpa. S-au curățat destul de bine. Le mai pun încă o dată în borcan și repet procedeul până când rămân curate, curate. Am curățat odată semințele, le-am pus în borcan, din nou apă, capacul facem, stai curătoarea. Și avem semințele aproape curate. Mai repet încă o dată procedeul și cred că va fi suficient. Am terminat de spălat semințele și le-am pus pe o hârtie. Le voi lăsa câteva zile la uscat, după care le voi pune într-o punguță de hârtie și le voi păstra până la primăvară. Este un procedeu simplu prin care vă asigurați că și anul viitor veți obține o producție bună de roșii din soiul pe care l-ați selecționat, decât să cumpărați din magazin semințe despre care nu știți absolut nimic. Le pun la uscat. Semințele sunt uscate. Acum le voi pune într-un plic din hârtie pentru păstrare, pentru ca la primăvară să le pun la încolțit, pentru a le semăna. Gata. Roșii 600 plus, pentru că roșia donatoare din care am păstrat semințele a avut 640 de grame.